O să dau citire la un singur verset din Psalmul 51, versetul 10. Psalmul 51, versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, doresc să am un mesaj, să prezint o temă despre importanța unei inimi curate. De ce este important să avem o inimă curată? Vedeți dumneavoastră, în limbajul biblic, inima este acel for lăuntric care guvernează ființa noastră. Nu-i vorba de organul acesta pe care noi îl avem, ce pompează sângele, ci inima, în limbajul Scripturii, este sediul acela de unde pleacă acțiunile pe care noi le întreprindem. Este sediul sentimentelor, a voinței și a rațiunii. Când privim în Sfânta Scriptură, de foarte multe ori întâlnim cuvântul inima. Vedeți, când Dumnezeu a privit spre lumea aceea care trăia în vremea lui Lot, lui Noe, în capitolul 6, în versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi spre rău. Observați că Dumnezeu privește la inima omului. Și aici ni se arată că toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Ce vă spuneam mai înainte, că e sediul acțiunilor pe care omul le întreprinde. Cândva vă spuneam că acel rus, Alexander Solzhenitsyn, laureat al premiului Nobel, acest om care a dezvăluit ororile comunismului, în special despre gulagul acela unde foarte mulți oameni au murit, în Siberia, erau locurile acelea de detenție pentru opozanții așa numiți ai regimului, pentru oamenii care nu erau în acord cu sistemul vremii, în mod deosebit creștinii erau acolo duși și mulți, mulți și-au pierdut viața. Vreau să vă spun că omul acesta spunea într-o împrejurare că linia despărțitoare dintre bine și rău nu trece prin clasele sociale, nici prin partidele politice, ci prin fiecare inimă de om. Observați? Omul acesta a înțeles, era în acord cu ceea ce spune Scriptura și arată că acea linie despărțitoare dintre bine și rău ea trece pe acolo, prin inimă. Când privim în cuvântul lui Dumnezeu, putem găsi foarte, foarte multe referințe la inimă. Și toate astea se referă la acel centru de comandă al ființei umane, de unde pleacă acele lucruri pe care oamenii le săvârșesc în viața asta de zi cu zi. Într-o zi, la Domnul Iisus Hristos vin niște oameni care îi acuză pe ucenici. Și cunoașteți textul din Marcu, de la capitolul 7, începând cu versetul 21. Că de ce mănâncă cu mâinile nespălate, că de ce mănâncă într-o zi de sabat și câte alte lucruri din acestea. Și la un moment dat,
Domnul Iisus Hristos, el spune în versetul 19, fiindcă nu ce intră în inima omului, nu? Fiindcă nu intră în inima omului, ci în pântece, apoi, zice, este dat afară în hazna. Dacă citiți și 18, spune, și voi sunteți așa de nepricepuți, nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca, fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi ar da dat afară în hazna, făcând astfel toate bucatele curate. El a mai zis, ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, toate aceste lucruri rele ies dinăuntru. Și ce fac? Spurgă pe om. Asta spune Biblia. Vedeți? Toate astea ne fac să înțelegem că e foarte important să avem o inimă curată. Acesta e titlul predicii. De ce este important să avem o inimă curată? Pentru că, vedeți, dacă inima nu este curată, nici acțiunile ei nu sunt curate. Și acțiunile acestea, care pornesc dintr-o inimă care nu este curată, observați dumneavoastră câte probleme fac, câte lucruri rele pot oamenii să comită. Mi-aduc aminte, cu ani în urmă citeam cuvintele unui mare fizician și el laureat al premiului Nobel, evreul acesta, Albert Einstein. Einstein spunea într-o împrejurare că nu de putere explozia unei bombe atomice se îngrozește, ci de puterea răutății inimii omenești. Spunea el, care forța ei de explozie spre rău, observați de ce se temea ei, de inima asta, nu? Care e capabilă, vedeți, să explodeze, forța ei de explozie spre rău, de asta se temea el. Și David este omul acesta care a trecut prin fel și fel de situații. În Psalmul 51 îl vedem pe David unde se căiește înaintea lui Dumnezeu. În urma unui păcat, în urma unei situații în care n-a vegheat, în urma, dacă vreți, unui lucru pe care el l-a lăsat să pătrundă în inima lui, ca mai apoi acest om să vadă starea aceea deplorabilă în care a ajuns. Cum spunea cineva, adâncul păcătoșeniei cheamă adâncul milei lui Dumnezeu. Și printre lucrurile pe care le cere David aici în Psalmul 51, multe cere el aici, spune ceva, zidește în mine o inimă curată. Observați dumneavoastră, zidește în mine o inimă curată. Ce frumos și ce lucru important. Deci putem observa că inima curată este în exclusivitate opera lui Dumnezeu. Nu noi putem să facem o inimă curată, nu? Dumnezeu poate să o facă. Dumnezeu este Cel care poate să ne curățească inimile. Dumnezeu este Cel care poate să locuiască în inimile noastre. Observați când Apostolul Pavel rostește acea rugăciune în epistola către Efeseni, în capitolul 3, el spune la un moment dat, în versetul acesta 16, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă, să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Ei, atunci când îl lăsăm pe Hristos să locuiască în inimile noastre prin credință, atunci inima aceea poate să fie curată. Poate? Da.
Și atunci când inima e curată, vedeți dumneavoastră, acolo, în laboratorul acesta, se produc lucrări deosebite și se fac lucrări deosebite. De aceea aș vrea să dau răspuns, câteva răspunsuri la întrebarea aceasta. Cu ajutorul lui Dumnezeu, aș dori ca să pot să vă explic în mod corect și să putem înțelege aceste lucruri, atât eu cât și dumneavoastră, ca să putem avea cu adevărat inima curată. Noi cântăm o inimă curată, nu? E o cântare și se cântă, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, nu? Și de multe ori am văzut, mulți cântă și cântarea e frumoasă, însă cel mai important lucru este să putem fi acei oameni care să aibă o inimă curată. Și când avem o inimă curată, atunci vedem conform Scripturii ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi. M-au gaminte un scriitor român de data asta, Ion Slavici, spunea într-o împrejurare că nu există o armă mai puternică decât o inimă curată. Auziți? Nu poate fi ceva mai puternic în lumea asta decât o inimă curată. De aceea noi avem nevoie de această inimă curată și David a înțeles atât de bine acest lucru încât el îi cere lui Dumnezeu: zidește în mine o inimă curată. O vrem? Ce ziceți? Doamne ajută-ne! Și mai haideți să vedem câteva lucruri. Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez în seara aceasta cu privire la inima curată este următorul lucru. Inima curată, vă rog rețineți, inima curată ține cuvântul lui Hristos în ea. Inima curată este inima aceea în care poate locui cu adevărat Hristos, cuvântul lui. Uitați-vă, când citim în Scriptură, noi putem observa acest lucru în Coloseni, capitolul 3, versetul 16. E drept că noi textul ăsta îl citim de foarte multe ori la căsătorii. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Inima curată poate să țină cuvântul lui Hristos. Pentru că e atât de important ca acest cuvânt să locuiască în inimile noastre. Pentru că atunci când acest cuvânt locuiește în inimile noastre, știi ce se întâmplă? Aducem roadă. Uitați-vă la pilda semănătorului. Când citim în Luca la capitolul 8, ni se prezintă aici pilda semănătorului. Eu o să iau doar înțelesul acestei pilde. Mergem de la versetul 11. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul spune aici: cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Vedeți de ce fratele Grigore spunea că mulți oameni aud cuvântul și spun: frumos, e bine, numai că vine diavolul și dacă inima nu-i curată, le ia cuvântul și ei își văd mai departe de drumul lor. Mai departe, observați 13. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină și cred până la o vreme, iar când vine ispita, ce fac? Cad. Sunt oameni care primesc cuvântul, îl țin, îl primesc cu bucurie, vezi, dintr-o dată ei cântă, se roagă, nimeni nu se roagă ca ei, nu mai e pocăit nimeni ca ei, ei parcă deja gata, ar exploda, încep să spună, ăia nu-s așa, ăia ăs așa, ei au râvnă multă, înțelegeți, tot este. Numai dacă inima aceea nu-i curată și lasă anumite lucruri acolo, într-un compartiment al inimii, vin anumite ispite, vin anumite pofte,
Și uitați-vă dumneavoastră, care e rezultatul? Dureros, tragic, cat, pentru că e o problemă, vedeți? O inimă curată e locuită de cuvântul lui Hristos, o inimă curată ține acolo cuvântul și o să vedeți imediat ce se întâmplă, ați văzut? Dacă inima nu-i curată, oamenii aud cuvântul, iese, gata, a fost frumos, alții. Vin, îl primesc pentru un anumit timp, toate îți gătă, dar la un moment dat se duc lucrurile. Mai departe, 8 cu 14. Sămânța care a căzut între spine închipuie pe aceia care după ce au auzit cuvântul, observați, își văd de drum și îl lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coace. Ei sunt o altă categorie de creștini, ei vin la adunare, ei mai cântă, pot să și recite, pot să și predice, nu? Ei vin, da, rodul ăla care să ajungă la coacere, n-aduc. Pentru că oamenii își permit ba una, își permit ba alta, grijile lumii acesteia le acaparează ființa, direcția lor, viața lor, nu? E spre bogățiile lumii acesteia, ba-și mai permit câte o plăcere a vieții, cum spun unii, zic unii plăceri nevinovate, și îi vezi așa, duplicitari, ieși pocăiți, ieși pe la adunare, dar ei pot să facă și aia, așa cum se întâmplă de multe ori, ei nu neapărat că zice, bă, o căzut și s-o dus așa în lume, dar el e din ăsta, e cu un picior într-o parte cu celălalt în alta, înțelegeți? Și lasă ca inima aceea, nu? Care nu-i curată, rețineți, ia dacă îl întreb de una, bă frate, lasă, nu mă întreba tu de astea, nu? Poate îl întreabă soția, nu-i spune totul soțul, nu-i spune soția totul, nu? Ei, din asta dacă îl întreb, n-ai ce să-l întreb, că deja zice, ce mă înțepi, deja are probleme, nu? Pentru că nu-i inima curată, înțelegeți? Și acolo, vedeți, lucrurile merg în direcția aceasta și spune, n-aduc rod casă care să ajungă la coace. Și îi întreb de multe ori în biserică cei cu ei, vin așa la adunare din când în când, nu sunt interesați ei de lucrările lui Dumnezeu, nu se implică, își văd de treaba lor. Dar uitați-vă la versetul 15. Și toate, vă rog, rețineți. De ce am spus primul lucru? Că o inimă curată ține cuvântul lui Dumnezeu, ține cuvântul lui Hristos acolo în ea. Exact cum spune, cuvântul lui Hristos să locuiască din veșugând. Uitați-vă ce se întâmplă cu cea de-a patra categorie. Da? De sămânța care a căzut pe pământ bun. Asta e a patra categorie de pământ. Sunt aceia care după ce au auzit cuvântul, ce fac? Uitați-vă bine. Îl țin într-o inimă bună și îl ține acolo. Și fac, auziți, fac rod în răbdător. Sunt răbdător, nu? Ăștia nu zic, ce are cu mine? Apoi de ce am eu năcazuri? Dar păi am gândit că mă pocăiesc și tăte ori merge strună. Ăștia nu vin să spună, păi dar de ce-s bolnav? Păi am gândit că dacă mă pocăiesc, o să fiu sănătos tu, nu? Păi, zice câte unul, nu? Dar eu de ce nu am cât aș fi vrut? Că eu așa am gândit, nu? Cum a zis unul, nu știu, unde am auzit și eu, zice, e drept că dacă vine la voi, dă mașină, dacă se pocăiește. Și ăla s-a uitat așa la el, zice, de 30 de ani pocăit, dar nu mi-a dat nimeni mașină. Scrie-te la rând, zice, stai acolo și vede. Înțelegi? Da, sunt fel și fel de oameni, cu tot felul de planuri, cu tot felul de idei, care ar vrea, Doamne, lucrurile să meargă cum... Ăștia, auzic, fac rod în răbdare. Ăștia nu bat din gură că de ce ăla nu vine la adunare, de ce să vin eu? El vine. Ăla, dacă e vorba de mers într-o acțiune, într-o lucrare pentru Domnul, nu zice, dar numai eu? Nu, nu, nu,
nu, el își vede de treaba lui, el aduce rod în răbdare, înțelegeți? El rabdă, cum zice apostolul Pavel și la slujitor, când îi spune lui Timotei în a doua epistolă, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 5, înainte de a pleca Pavel la Domnul, el îi spune, dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele, nu, că unii gândesc că dacă e păstor și slujitor, îl ține cineva pe palme sau îl duce în lectică ca pe papa, nu? Nu, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, înțelegeți? Ei, inima curată este foarte importantă, nu? De ce e importantă inima curată? Pentru că inima curată ține cuvântul lui Hristos, ține în ea acolo. Și acest cuvânt, auzi, îl împlinește și dacă tot e vorba că fratele Grigore a insistat foarte mult cu privire la mântuire, uitați-vă în epistola apostolului Iacov, în capitolul 1, în versetul 18, citim următoarele lucruri și de aici putem desprinde versetul 21. De aici putem desprinde că numai o inimă curată poate să facă asta. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care ce poate? Poate? Vă poate mântui sufletele. Care vă poate mântui sufletele? Dar dacă în inima aceea e necurăție și dacă e revărsare de răutate, nu? Și dacă lucrurile astea nu-s date la o parte, nu? Și inima nu-i curată, n-are cum omul să aibă sufletul mântuit. Când inima e curată, și de aceea David zice, zidește în mine o inimă curată. Atunci, observați dumneavoastră cum stau lucrurile. Poate primi cuvântul lui Dumnezeu sădit acolo, și acel cuvânt poate să mântuiască sufletul. Să ne ajute Domnul acesta. Să ne ajute Domnul. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm și un al doilea răspuns de ce este importantă o inimă curată. Inima curată, vreau să vă spun, este locul dragostei. Da? Inima curată este locul dragostei ce vine din Dumnezeu. Inima aceea curată este locul dragostei ce vine din Dumnezeu. Și o să vedeți acum cum e. Noi toți vorbim de iubire și cântăm, de multe ori am repetat strofele acestea din cântare. Nu? Dragostea e cea mai mare dintre daruri pe pământ, cu ea viețuiește în lume și nu vei cădea nici când. Cine dragostea o are, îi se pare viața vis, îi servește de aripioare pentru a merge în paradis. Și frumoasă cântare, mai cântăm și zicem, cine zice că iubește pe Domnul Iisus Hristos și pe un frate îl urăște, el este un mincinos, nu? Ei, cântăm, vorbim despre dragoste, dar cea mai mare problemă este, vedeți, să fie dragostea aceea din Dumnezeu. Pentru că atunci când citim în cuvântul Scripturii, în 1-a epistolă a lui Ioan, capitolul 4, de aici putem desprinde următoarele lucruri, de la versetul 9, 1 Ioan 4, 9 în jos. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Până aici ne place, e drept? Dar uitați-vă de aici ce spune. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, dragostea rămâne în noi și dragostea lui
a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Sfânt. Și apoi, de la versetul 16 spune, și noi am crezut, cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Și acum auziți, cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu e frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsă și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Na? Ce ziceți? Nu-i simplu așa? Și de multe ori noi vorbim, discutăm, cântăm, recităm poezie, dar problema cea mai mare este în ce privește domeniul ăsta de aplicabilitate a dragostei lui Dumnezeu, nu? Când citești 1 Corinteni, capitolul 13, nu? Stai și îl analizezi și credeți-mă, atunci când citești corect și faci o analiză corectă a acestui text, acolo ne dăm examenul. Și auziți, citim 1 Corinteni 13, primele versete. Dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și noi asta spunem că e ceva deosebit, nu? Dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, dar spune ceva aici, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănită. Am zice, ce dur e Pavel. Nu? E dur? Foarte dur. Nu. Și să vorbești, nu? Și să ai vorbire în alte limbi, frumos, e ceva deosebit. E, dar uite că Duhul lui Dumnezeu a privit spre anumiți oameni și a zis, uite, și dacă n-ai dragoste, ești un cândval zângănit-o. Mai departe, și chiar dacă aș avea darul prorociei, și aș cunoaște toate tainele și toată știința și chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu? Ce ziceți? Nu sunt? Nimic. Nu, ce să mai comentăm aici? Mai departe, o altă situație extremă și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Ia că sunt și oameni care, pentru a fi cineva, nu? Și Anania și Safira, nu din dragoste și-au vândut moșioară. Au vrut să fie și ei cineva acolo, înțeleg? Ba mai mult când i-au întrebat că au ascuns din prețul moșioarei, au și mințit. Dar au vrut să pară că ei își cineva, cât nu pot să facă fel și fel de lucrări, dar la bază să nu fie dragostea aceea. Și auzi, nu folosește la nimic. Darul prorociei, darul vorbirii, darurile astea deosebit. Și Pavel spune, cum e adevărata dragoste? Și de la versetul 4 citim. Dragostea este îndelung răbdătoare, ceea ce putut vedea și mai înainte. E plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu? Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea
nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbele vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Nu observați? Interesant, așa? E, dar vedeți dumneavoastră, toate astea, dragostea asta de care noi vorbim aici, ea poate veni, vedeți, numai dintr-o inimă curată. Spuneam, este locul dragostei din Dumnezeu. Și uitați-vă, unde găsesc asta? 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Ia uitați-vă ce spune apostolul Pavel aici. Ținta porunci este dragoste. Care vine? De unde? Ziceți. Dintr-o inimă curată. Vedeți? E importantă inima. Foarte importantă. Că numai dintr-o inimă curată poate să vină această dragoste de care v-am citit. Acum, vedeți, am făcut enunțul ăsta, dar referința biblică am dat-o puțin mai târziu. Pentru că am vrut să vedem cum e dragostea aceea care vine din Dumnezeu, da? Dragostea aceea care ați văzut ce face, care nu se umflă de mândrie, zice, eu sunt mai bun pocăit, că la eu când aud câte una din astea, deja îmi dau seama că acolo e problema. Dragostea care vine din Dumnezeu, ea nu se compară. Pocăitul care e cu adevărat pocăit, ăla nu dă cu biciu după fiecare, că nu-i nimeni ca el, nu? Nu, 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 el stă acolo liniștit, el este omul acela care în dragoste, dacă știe să spună un cuvânt, dezidere, dragoste, ai bunătate și tot ce vreți acolo. Asta e adevărata iubire. Dar o asemenea dragoste, auziți, ea vine de acolo, dintr-o inimă curată. Acea dragoste de care unii vor și când încep să spună și vezi că se roșesc, Doamne, și gata, acolo sunt așa de precipitați, Doamne, și îl vezi mișcându-se într-o parte, să mă lase, că eu sunt lămurit. Până și predicatorul ăla i-am auzit pe unii, eu le mai spun la cursurile de omiletică, băgați bine de seamă, când vorbiți despre iubire, nu vă, știu eu, luați așa câte o poziție din asta, domnule, și mânior și cu o față încruntată. Nu, domnule, păi dragoste e dragoste. Iubirea aia trebuie să se vadă pe chipul tău, pe fața ta, pe ființa ta, nu? Expresivitatea feței spune, nu? E câte unul, domnule, nu... Asta este adevărată iubire, dar vedeți dumneavoastră, noi vrem ca asta să se manifeste, dar auziți, când poate fi o astfel de dragoste? Numai când inima este curată. Uitați-vă bine la 1 Timotei 1 cu 5. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Spunea Clement Alexandrinul, o mare personalitate din secolul III, a condus școala de la Alexandria și el spunea, semnul adevăratei credințe este dragostea. Auziți? O adevărată credință neprefăcută, când cugetul e bun, când inima e curată, atunci va fi acea dragoste pe care o vor putea vedea și ceilalți oameni. Uitați-vă când Domnul Iisus spune ucenicilor săi în noaptea trădării sale, Ioan 13, 34 și 35, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum? V-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste unii, pentru alții. Prin asta vor cunoaște oameni. Iar dacă asta nu e, atunci este o problemă. Îmi vin în minte acele cuvinte. Le-am mai zis cândva. Tertulian, marele apologet al creștinismului, spunea, când el se adresa cezarului roman și apăra creștinismul. Apologeții erau oamenii care mergeau înaintea împăratului. Tertulian a fost avocat de meserie, s-a pocăit, l-a primit pe Domnul și creștinii erau persecutați. Iar acest
om care fusese avocat, care știa cum să scrie, scrie o scrisoare, dacă vreți, o apologie din asta, în care aduce argumente că adevărații creștini nu sunt așa cum se vorbește despre ei. Și printre altele, la un moment dat, zice Tertulian așa: păgânii zic despre creștini, despre ei. Și auziți ce spuneau despre creștini: vezi cum se iubesc? Sunt pregătiți să moară unul pentru celălalt. Auziți ce spunea despre primii creștini? Cât de mult erau ei, nu? Aproape unul de celălalt. E, da, acum mai e așa. La ora actuală vedeți câte se întâmplă, când îi vezi că se dau pe tribunale, la poliție, când îi vezi, cum zic, moroșenie svădindu-se între ei, nu? Și câte altele. Atunci ne întrebăm, ce e acolo? Mai e acea iubire despre care Hristos spunea: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei? Nu, dragii mei. De aceea mă rog Domnului să ne ajute să putem să-L slujim, să-L onorăm, să-L binecuvântăm și să spunem: Doamne, zidește în noi o inimă curată. Pentru că inima curată ține cuvântul Tău acolo, care aduce rod. Inima curată, ea are acea dragoste, acea dragoste care vine din Tine și care o pot vedea și alții, că ea este în noi. Domnul să ne ajute. 3. De ce este importantă o inimă curată, scumpii mei? În al treilea rând, inima curată se poate, oamenii cu inima curată se pot apropia de Dumnezeu. Uitați-vă în Evrei, capitolul 10, versetul 22, spune așa: să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat, cu o inimă, cu apă curată. De cine să ne apropiem? Uitați-vă, citim de la versetul 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă sângele, prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa Lui Dumnezeu. Să ne apropiem cum? Cu o inimă curată. E, noi de multe ori, vedeți, ne rugăm și vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Tot Pavel vorbește de foarte multe ori despre apropierea asta de Dumnezeu în Epistola către Evrei. Uitați-vă, vă rog, capitolul 4, versetul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. E, vedeți, noi ne apropiem de Dumnezeu și de multe ori ne rugăm și oamenii se roagă. Și oamenii cer și de multe ori oamenii spun, dar nu primim răspuns. Dar vedeți dumneavoastră de ce e important să ai o inimă curată? Pentru că oamenii cu inima curată se pot apropia de marele preot, pot să vină înaintea lui, înaintea lui cu problemele lor, cu nevoile lor. Iacov, cel care scrie epistola, de unde de altfel eu deja am citat, în capitolul 4 vorbește și el de apropierea asta noastră de Dumnezeu și în versetul 8, vă rog, uitați-vă ce spune: apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Vedeți cât de importantă este o inimă curată? Pentru că oamenii cu inima curată se pot apropia de Dumnezeu, pot veni înaintea Lui. Ei, noi de multe ori poate zicem, mă, păi noi venim, că las, că Domnul e bun. Eu nu zic că nu-i bun. Numai că Domnul când privește la noi, El privește la inimile noastre. Și uitați-vă, când prorocul Ieremia vorbea acestor oameni, care de altfel erau foarte religioși, dacă citiți cartea Ieremia, o să vedeți în capitolul 7, ei spun că ei au templu, că ei sunt credincioși, că ei au legea,
Dar Dumnezeu spune în Ieremia 7:3, nu vă răniți cu nădejde înșelătoare. Auzi? Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel, îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. 4. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând acesta e templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Mergem până la versetul 8 și uitați-vă aici, iarăși ce spune aici, cuvântul Domnului. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Și mai departe auzi ce spune. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâng, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți, auzi? Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care e chemat numele meu și zice, suntem izbăviți ca iară să faceți toate aceste urăciuni. Ei, dar vedeți dumneavoastră, Dumnezeu Sfântul privește la oameni. El vrea ca oamenii să vină înaintea Lui, dar nu oricum, ci cu o inimă curățită. Apropiați-vă, spunea Iacov, curățiți-vă inimile, spunea păcătoșilor, curățiți-vă viețile și apoi veniți de vă înfățișați înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că, spunea Ieremia în capitolul 17, el spune la un moment dat despre lucrurile acestea în versetul 9, zice, inima omului este nespus de înșelătoare. Și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunosc? Eu nu vă pot cunoaște inima. Eu nu pot cunoaște inima soției, a copiilor, nu? Eu nu pot. Eu pot să văd doar un om în față, dacă Dumnezeu mai descoperă cât de ceva, asta e altă treabă. Însă Dumnezeu, El mă cunoaște pe mine. El cunoaște absolut fiecare lucru, fiecare gând, fiecare mișcare, nu? Cât de bun părinte ai fi și ți-ai cunoaște copilul, stai liniștit, să n-ai pretenția că îl cunoști în totul. Nici soția, nici soția pe soț, stați liniștiți. Noi cunoaștem doar în parte, atât, puțin, cât vedem. Mai știm noi din anumite lucruri, ne? Mai dăm seama, cum zicem noi, ne mai uităm cum îi bat farurile, nu? Cum merge fața, dacă e ca semaforele, și apoi îți mai dai seama cât e de ceva, nu? Dacă e roșu, dacă e galben, e ceva problemă și mai intuim, dar nu știm. Nu știm, putem fi noi cât de tari și mai. Însă Domnul cunoaște, uitați-vă ce spune versetul 10. Eu, Domnul, cercetez inima și cer crărunchii. Ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Domnul cunoaște. De aceea vedeți dumneavoastră, e importantă inima? Foarte importantă. Inima curată, pentru că oamenii cu inima curată se pot apropia de Dumnezeu. Și câte probleme n-avem și câte greutăți, nu? Și vedeți, când ai inimă curată, ai îndrăzneală să vină înaintea lui Dumnezeu, să-i ceri și să vină în ajutor. Și în ultimul rând, și închei. De ce este inima importantă, inima curată? Pentru că în al patrulea rând, oamenii cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Uitați-vă în Matei, capitolul 5, versetul 8. Acolo sunt acele fericiri așa de frumoase, nu? Și la un moment dat spune Domnul Iisus, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Vreți să fim acolo cu Dumnezeu în slavă? Doamne, ajută-ne! Și ca să fim acolo, trebuie să avem inimă curată. Altfel, n-avem cum să ajungem în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să putem avea o astfel de inimă. Când citim Psalmul 24, uitați-vă acolo, citim câteva versete din Psalmul 24, puneți, vă rog, să vadă toată lumea, unde psalmistul spune, al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. El l-a întemeiat pe râuri și l-a întărit pe mări și l-a întărit pe râuri. Mai departe, și aici zice, cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locașul lui cel sfânt? Două întrebări. Și acum răspunsul. Cel ce are mâinile nevinovate, și ziceți? Și inima curată, care nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Și inima curată. Acela, versetul 5, va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii Lui. Vă întreb, e important să avem inimă curată?
În primul rând, oamenii cu inimă curată țin cuvântul lui Dumnezeu în ea. În al doilea rând, oamenii cu inima curată, da? Au dragostea, inima aceea e locul dragostei, da? Ce vine din Dumnezeu. În al treilea rând, inima curată se poate apropia de Dumnezeu și în al patrulea rând, oamenii cu inima curată va vedea pe Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Haideți să ne ridicăm și încheiem cu rugăciune și dorim ca Dumnezeu să aminte la rugăciunile noastre. Amin.